dragilor, astăzi primim informații din lumea astrelor la cald, pentru că, iată, mâine are loc o lună plină în Berbec și vrem să știm cum ne influențează, iar în această dimineață o și întâlnim pe Alina Domnișor, astrolog. Bună dimineața, bine ai venit la noi! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm să te cunoaștem, mai ales că tu ne vine ajutor când vine vorba de horoscopul de aici, de la Metropola TV, și e bine să ai și un chip pe care să-l asociezi numărului pe care l-auzi în fiecare dimineață. Așa este. Cu ce vești vine această lună plină în Berbec? E de bun augur? Sigur. De data aceasta este de bun augur, mai ales că Venus a ieșit din retrogradare. Toată vara Venus a fost retrograd și ne-a influențat relațiile destul de mult. Iar acum sperăm să ne armonizăm. Luna plină din Berbec se va forma mâine la ora 12:57 de minute și ne va influența și în următoarele zile, chiar până în data de 2 octombrie. A spune că luna plină reprezintă un apogeu și ne va aduce momente de claritate, mai ales asupra ceea ce trebuie să păstrăm și ceea ce trebuie să eliberăm din viața noastră. Sub influența soarelui din zodia Balanță, a spune că revin în prim plan relațiile și mai ales cum să ne păstrăm relațiile într-un mod cât mai armonios. Deci sunt vești frumoase pe plan sentimental în această perioadă. Dacă ar fi fost aici Valentin, cu siguranță ar fi întrebat despre finanțe. Finanțele, cum stăm de aici încolo? Cu finanțele, bineînțeles că stăm mult mai bine, având în vedere că Venus a ieșit din retrogradare. Dar acum Valentin știu că este în zodia Fecioară și mai ales de această eclipsă de această lună plină sunt mai ales vizate semnele cardinale. Deci Berbec, Rac, tu în special. Ok. Berbec, Rac, Balanță și Capricorn. Am și ascendent în Capricorn, s-ar putea să fie și mai interesantă luna asta plină pentru mine. Da. Văd că avem și câteva cuvinte definitorii pentru fiecare zodie în parte. Fiecare zodie în parte, da. În primul rând, sunt vizați berbecii, având în vedere că luna plină se produce chiar pe semnul lor. Și aș mai vrea să mai adaug ceva înainte de a începe să vorbesc despre fiecare zodie în parte. Această lună plină din semnul Berbecului face și opoziție cu Soarele din Balanță și cu Marte, care se află tot în Balanță. A spune că trebuie să fim atenți, mai ales la discuțiile pe care le avem în contradictoriu. Și în concluzie, ar fi bine să ne echilibrăm nevoile personale cu nevoile pe care le au ceilalți. Ok, deci să reușim să găsim un echilibru. Da. Pentru berbeci, accentul se pune pe relații, mai ales pe relațiile de iubire, dar și pe cele profesionale. Pentru a mai detensiona situația, le-aș recomanda să-ți facă și o schimbare de look, pentru că se pune accent și pe cum sunt văzut de ceilalți. Pentru cei născuți în zodia Taur, sunt momente mai mult nostalgice. Ei rememorează acum deciziile pe care le-au luat în trecut vis-a-vis de anumite relații sau anumite proiecte pe care le-au început în trecut. Pentru gemeni, accentul se pune pe prietenii, mai ales pe interacțiunile de grup. Acum gemenii au posibilitatea să-și dea seama dacă mai sunt pe aceeași lungime de undă în anumite proiecte sau dacă se mai integrează în anturajul din care fac parte. Pentru Rac, este vizat statutul social și imaginea publică. Deci această lună plină aduce rigoare în relația cu superiorii și mai ales în proiectele pe care le au în desfășurare. Poate acum este bine să elimine anumite reguli de care nu mai au nevoie. Pentru lei se anunță noi perspective de studiu, mai ales în străinătate, și le-aș recomanda să facă și o călătorie de lungă durată, unde să întâlnească oameni din alte culturi, unde pot să își îmbunătățească credințele sau să schimbe credințele. Fecioară. Pentru Fecioară este un moment de finalizare al unor proiecte începute și mai ales se pune accent pe finanțele la comun. Dar în situația în care se află într-un proces sau trebuie să există partaje sau acum au șansa să câștige în aceste situații. Pentru Balanță,
relațiile de iubire sunt în prim plan, balanțele totdeauna trebuie să echilibreze aceste relații de iubire și mai ales că vor deveni mult mai receptive la nevoile partenerului de viață. Pentru Scorpion, da? Pentru Scorpion se pune mare accent pe muncă și pe rutina de fiecare zi. Aș spune că ar trebui să elimine anumite, obiceiuri, exact, anumite obiceiuri pe care le au și să pună mare accent pe sănătate și pe... E foarte important să fim atenți la ceea ce ne spun astrele, uite, mai ales pentru Scorpion, căci e vorba despre sănătate și știm că ei sunt și foarte ambițioși, foarte muncitori și au cumva cretenința să se supra-solicite la locul de muncă, motiv pentru care cu atât mai mult dacă luna plină în berbec vine și cu un astfel de avertisment să fie și mai atenți în acest context. Cred că putem să mergem mai departe și către următoarea zodie, care știu că e o zodie de foc. De data aceasta, săgetătorii sunt foarte creativi, mai ales dacă au o pasiune sau un hobby, acum le pot transforma chiar într-o muncă de fiecare zi. Și mai departe, să mergem către Capricorn, da? La Capricorn se pune mare accent pe familie și pe mediul de proveniență. Dacă au de făcut renovări sau dacă au proiecte legate de casă, vor să-și cumpere o locuință, este un moment bun, dar trebuie să aibă grijă și la discuțiile în contradictoriu pe care le pot avea cu membrii familiei. La vărsător se pune accent pe comunicare și pe schimburi intelectuale. Pot începe cursuri, mai ales de cursuri de dezvoltare personală sau anumite cursuri pe care le pot face la distanță. Iar pentru pești este vizată sfera financiară. Ar fi indicat să intre în proiecte nu doar de unde au de câștigat bani, ci și unde sunt apreciați la adevărata lor valoare. E foarte important să fim atenți la ceea ce ne spun zodiile, pentru că sunt convinsă că și din credințe personale putem să fim influențați, așa că cel mai bine să fim influențați prin informare. Și cred că această lună plină în berbec vine cu vești frumoase, mai ales pe plan sentimental. Iată, ieșirea din retrogradarea lui Venus cred că e foarte, foarte importantă și aș vrea să te mai întreb de sănătate, căci și ea e foarte, foarte importantă, așa la nivel general, cum se situează acest aspect? O să fie mai bine, o să fie mai puțin bine, lumea îngrijorată și de viroze în perioada asta? Așa este. Ce aș putea să spun legat de sănătate? Cu toții știm că luna influențează fluidele și mai ales partea sanguină și este bine ca în momentele de lună plină, indiferent în ce semn zodiacal este luna plină, este bine să se evite intervențiile chirurgicale. Însă dacă acestea sunt neapărat necesare, normal că trebuie făcute, dar este important să se evite zilele în care luna este la punctul maxim, cum ar fi mâine la ora 12:57 și chiar o zi, două după. E foarte important și acest aspect. Îți mulțumim tare mult pentru informații și te așteptăm cu drag să revii. Și eu mulțumesc și revin cu drag. Mulțumim tare, tare mult. Dragilor, mergem mai departe și să știți că mai facem câteva călătorii în această dimineață și povestim. Uite că tot s-a nimerit din perspectiva lui Valentin în această dimineață. La Fecioară i s-au prezis câteva călătorii, de ce nu? Și cred că ne poartă alături de el într-o călătorie îndepărtată în această dimineață. Aș vrea să știu, Valentin, unde vrei tu să te duci? Japonia! Da. Nu, e un subiect care ție cu siguranță nu prea o să-ți placă, pentru că nu. Tu ești ca un pic așa anti-roboți, anti... Sunt gică contra la capitolul ăsta. Roboți în loc de elevi, la școală. De ce? E un pic ciudat, asta nici eu nu prea o înțeleg, pentru că sunt situații în care tehnologia și roboții ajută pe elevi să învețe. Da. Dar în bancă e tot elevul. Exact. Dar de ce robotul? Cum se face că e robotul acolo în Japonia și nu mai e elevul? Haideți să aflăm împreună, stimați telespectatori. Te
Tehnologia avansează într-un ritm mult mai rapid decât ne-am putea imagina. În Japonia, țara high-tech prin excelență, se ia deja în calcul înlocuirea elevilor cu roboți. Un district școlar din Kumamoto, Japonia, a găsit o soluție pentru elevii prea anxioși pentru a merge la școală sau pentru cei a căror prezență la școală înseamnă bullying sau situații care le aduc disconfort. Este vorba de un experiment cu roboți conduși de la distanță de copii care merg la școală în locul lor, anunță site-ul urban.ro. Potrivit ziarului japonez The Mainichi, orașul din sud-vestul Japoniei va permite unor elevi să participe la cursuri prin intermediul unui robot ghidat de la distanță, într-un efort de a rezolva problema prezenței la cursuri a districtului școlar, despre care autoritățile spun că s-a agravat drastic în ultimii ani. Conform raportului, roboții rulanți dispun de o bază cu roți care este atașată de o tulpină lungă fixată pe o tabletă. Elevii manevrează mișcările robotului de acasă, comunicând cu ceilalți și interacționând cu profesorii prin intermediul chatului video pe tot parcursul zilei de școală. În districtul japonez au fost identificați aproape 2800 de elevi de la școlile primare și gimnaziale din oraș care nu au fost prezenți la cursuri în anul școlar 2022, un număr care a crescut de la an la an față de 2018, când orașul a înregistrat 1300 de absențe în rândul copiilor de vârstă gimnazială și liceală. Tot în Japonia, dată fiind rata foarte mare a sinuciderilor, au fost create în orașe centre culturale, unde tinerii pot merge să facă gratuit teatru, muzică sau sport. Se consideră că o asemenea activitate relaxează, creează noi comunități și dă obiective pozitive tinerilor care se află în zona de risc. Dragilor, joi este o zi dedicată modei aici la Matinal și vorbim și despre proporții, despre trenduri și, bineînțeles, avem și două domnișoare superbe pe care le descoperiți imediat la Insta Fashion. Ana Gherase și Ioana Cristodoru sunt alături de noi ca de fiecare dată la finalul lunii. Bună dimineața! Bună dimineața! Mi-am fost doar de voi! Și nouă de tine! Cred că ar trebui să venim mai des. Să veniți mai des. Da. Păi eu vă aștept cu mare drag, când vreți voi. Păi atunci trebuie să te pregătești ca să ne dai provocări în fiecare zi, că acum o să fie mai des. Dacă venim mai mult, trebuie să ne dai. Deci veniți doar dacă vă provoc eu? Da, trebuie să ne provoci, trebuie să ne motivezi, să ne stimulezi. Trei calități pe care le apreciez cel mai mult la un bărbat. O să mă gândesc la iubitul meu acum și așa, să le zic. Să-l descriem pe iubitul meu. Păi el este foarte afectuos, mă apreciază foarte mult și mă iubește foarte tare. Deci iubirea, iubire, respect și apreciere, da. Tu, Ioana? A spune disciplina, dorința de a face lucruri în viață, de a evolua. Evident, afecțiunea și timpul oferit persoanei de lângă și generozitatea. Aha. Ai descris pe cineva acum, Ioana? Nu. Pe ea. Pe ea s-a descris. Da. Văd că voi profitați de ocazie și de soarele de pe cer și încă păstrați culori deschise. Încă forțăm vara noi, după cum se vede, dar... Da, zice că o forțați. Uite, Ioana are ceva tomat. Ioana, da. Așa, deja da, este pe... materialul duce către toamnă și de aceea am folosit această rochiță. Încă suntem așa și așa, așteptăm să vedem ce ne dai tu, dacă tot pe vară sau... Am încercat să găsesc ceva specific, toamnei, dar nu prea am reușit. Uite, avem pe Adelina Pestriț în prima fază, să vedem dacă ea ne oferă puțină inspirație în această dimineață. Eu sunt mai școlăriță așa dintre noi. Dar arăți foarte bine, chiar mă uitam la tine, arăți foarte vintage, așa de epocă, ești ca o contesă. Este în fața noastră aici, dar ne simțim ca la palat, ca invitatele reginei. Da. Prințesele. Am venit dimineața să luăm micul dejun cu regina. Vai, Vali mi-a zis că joc în echipa de rugby a Metropolitanei. Și el este lipsit de imaginație. L-am întrebat dacă vrea să-l plachez în dimineața. Da, da. Este lipsit de imaginație, Gia. Într-adevăr. Uite, Adelina vine și acum niște culori de toamnă și văd că deja fusta e mai lungă, mult mai lungă. Da. Mie, în afară de faptul că îmi place ținuta și este o ținută corectă din foarte multe puncte de vedere, îmi place la nebunie că și-a lăsat părul lung. Mie mi se pare că o femeie cu părul lung este în adevărată energie feminină decât cu părul scurt. Nu spune că nu-i stătea bine, îi stătea bine și cu părul scurt și știe să poarte o astfel de
sub un soare, dar o prinde mult mai bine părul lung. Și astfel, și ținuta parcă este așa, face parte dintr-o poveste. Dacă tot zice Ana de regină și de povești, de castele. E o prințesă urbană. Cum? E o prințesă urbană. Urbană, da, da, da. Îmi place foarte mult culoarea. Galbenul este una dintre culorile mele preferate. Se poartă foarte mult anul acesta. S-a purtat și încă se poartă. Este o culoare potrivită de toamnă, încă nu este prea urât afară încât să mergem către maro, către culori închise. Culoarea galben o scoate și pe ea foarte frumos în evidență. Cureaua merge foarte bine, este asortată cu geanta. Culorile genții și ale curerei la fel, foarte frumoase. Mi-mi place crăpătura fustei foarte mult. Și mie e foarte interesantă. Da, și avantajează să știi că și noi perochii de seară sau perochile de ocazie, mai nou crăpătura pe mijlocul feței, avantajează foarte mult inclusiv silueta. Și faptul că are crăpătura cumva nu îmbracă foarte mult, adică nu îngroapă ținuta. O ajută foarte tare și dacă ești puțin mai minionă, cum suntem și noi, e foarte greu să porți o fustă lungă. Și atunci crăpătura pe față te ajută foarte tare și îți dă voie să porți o fustă lungă și chiar dacă ești un pic mai minionă. Eu aici voiam să intervin și voiam să spun și eu. Nu cred că aș putea purta o astfel de fustă, pentru că este foarte lungă pentru mine. Și tu ai și picioare foarte frumoase și ar fi păcat. Nu? Da. Da. Și Adelina are, dar e bine să diversifici de multe ori, deci ne place. Da, Ana, tu ai putea să porți o astfel de fustă? Da, eu am port astfel de fuste. Până în pământ, dar dacă mi-aș face o crăpătură pe mijlocul feței, da, poate puțin mai înaltă aș face crăpătura. Eu o provoc pe Ana ca data viitoare să vină să-și facă o astfel de fustă. Să vină în fustă lungă, da. Iată provocările, încep să vină. Hai să vedem și pe Dana să văi, că să avem și o blondă în această dimineață. Uite, mie îmi place cel mai și cel mai mult, nu știu cât vă place vouă, ținut, dar îmi place că a păstrat culoare. Da. Iar dacă a venit cu pantalon lung, cu sacou cu mânecă lungă, se vede că deja începe să fie mai gros îmbrăcată, a păstrat culoarea așa vie. Culoare vie, da. Păi a fost o nebunie vara asta cu fucsia și noi am venit la aniversarea voastră, tot în fucsia amândouă. Dar da, a fost o nebunie cu culoarea asta, inclusiv pe rochii de seară și inclusiv ai spune că este o culoare pe care nu o poți purta chiar la orice vârstă. Dar anul acesta, inclusiv doamne foarte trecute de 40, toate și-au ales culoarea aceasta. Deci da, a fost o culoare care a fost în trend absolut. Și sandale fucsia am văzut. Da, 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 și colecția Ioanei Barbie cu sandalele fucsia. Și da, îmi place că a dus costumul într-o zonă casual și a pus un tricou. Și cumva a făcut-o mai de zi, cred că are teneși în picioare, nu-mi dau seama. Nu, par niște pantofi. Sau cioc. A, are stiletto, da. Da. Totuși a scos-o cu tricoul, pentru că nu este chiar un tricou sport, este un tricou totuși în primeul îl scoate dintr-o zonă sport. Deci da, îmi place cum se vede și cu părul. Ce îmi place cel mai mult este că, în afară de poza pe care o avem aici în față, femeile au început să aibă mult mai mult curaj în a purta culori puternice. Ceea ce nu face decât să mă bucure, pentru că practic noi intrăm în copilul nostru interior și dăm voie să iasă la suprafață, să se bucure de efectiv cu toate culorile naturii pe care le avem. Și mă bucur că aceste culori au intrat în trend și la fel, urmează un an iar cu, am impresia, lilau, movu va fi pentru la anul. Aceasta a fost una dintre culorile anului, un fucsia magenta. Și astfel, ori ne dictează și trendul, ori și noi ne regăsim foarte mult în trend, încât pur și simplu ne regăsim pe noi cu totul și ne jucăm. Asta este până la urmă cel mai frumos lucru, să te joci cu ținutele. Noi fiind îmbrăcate în alb amândouă astăzi, foarte curajoase. Da. Hai să vedem și pe Diana Dumitrescu în această dimineață. A făcut așa o tranziție de la o brunetă la o blondă, la o șatenă care a fost blondă. De la o culoare puternică la două non-culori, deși pare foarte ușor să combine alb și negru și pare tot timpul că este o alegere foarte safe, nu e, e foarte ușor să dai greș. Uite, spre exemplu, eu la ținut asta ca să o văd, mi se pare că îi lipsește ceva. Un accesoriu ceva. Da, și eu simt asta. Da, i-aș fi pus poate un sacou pe umeri dacă era foarte cald și nu-i permitea chestia asta, măcar pentru poză să-și fi pus un sacou. Este pe un teren de tenis, pare. Nu mi se pare neapărat că a ales colțul potrivit pentru ținută să-și facă poză. Cizmele îmi plac. Aici o să comenteze mai mult Ioana. Ce, mă bucur că mă cunoaște Ana. Lungimea cizmelor mă interesează. Mă deranjează total. Total, total, da, ar fi fost mult mai adecvate o pereche de cizme ciocate mai joase. Încă nu a venit perioada urâtă afară, ploi, încât să ne folosim de astfel de obiecte vestimentare și dacă ar fi fost mai joase, i-ar fi alungit și piciorul. Mie mi se pare că cumva îi taie piciorul.
Ținuta îmi place, e o ținută pe care aș fi mers și eu, dar cu siguranță altceva în picioare. Și cred că cizmele joase ar fi trebuit să fie cumva în V, ca să evităm încă o feliere pe orizontală. Da. Dacă mai punem încă o linie și încă o linie și mai e și linia curea versus, nu știu dacă are curea, dar mă rog, pantalon versus cămașă. Da. Da, totuși, cred că dacă, și cred totuși că dacă și-ar fi pus un sacou, nu ar mai fi dat atât de rău cu cizmele, dar pantalonul este mult prea scurt, cizmele sunt mult prea înalte și atunci parcă fac parte din două registre diferite. Da. Poate avea și sacoul de la lăsat la poză. Hai să-l vedem și pe Răzvan Simion. V-am obișnuit cu Răzvan Simion, ne place mult de tot de el, mie cel puțin. Și îl vedem ceva mai casual, ne-a obișnuit cu cămășuță, cu sacoaș, cu iată-l într-un tricou. Bine, și aici și un are, și aici are un tricou, da, și un plovăraș, dar are pantalonii de stofă, care îl prind foarte bine, deci nu pleacă foarte mult din zona lui de confort, ceea ce are o zonă foarte minunată, nouă ne place când îl vedem de fiecare dată îmbrăcat astfel, știe să se îmbrace și nici aici nu a dat greș. Este foarte lejer, este în vacanță cu siguranță, mi se pare că ne-ai mai dat poze cu el din vacanță. Da. E în America. Da. E în America, pare că e. Da. Ne place, ne place și locația, ne place și de el și ne place și cum este îmbrăcat. Îmi place și vișiniul bluzei. Nu cred că a fost atât de frig, dar îmi place foarte mult cum bărbații își pot pune așa o bluză în cazul în care au nevoie de ea să o folosească, dar prea puțin probabil. Da, este și, la, și pentru femei. Este un accesoriu să-ți legi un plover ca să scoți cumva ținuta dintr-o zonă comună. Da. Și mai ales îndrăznesc să spui totuși o pată de culoare. Uite, ar fi putut să dea și el greș poate cu altă culoare, dar faptul că a ales, a știut să aleagă, știe să combine foarte bine culorile, chiar și când folosește culori puternice. Uite, aș vrea să vă întreb, ce culori puternice nu suportați în garderoba unui bărbat? Ce nu credeți că se potrivește? Uite, mie e un galben foarte, foarte aprins, un galben culorile nefesteagul României. Mi se pare că nu dă bine pe toți bărbații. Dacă ți-ai un sacou, poate într-o culoare puternică, uite, eu nu suport culorile neon la bărbat. Da. Păi cred că la aceasta făceai și tu referire. E aproximativ. Da. Galben, un galben pai sau un galben, galben mai pai, dar nu un galben din acela... Galbenul ăla puternic. Depinde. Dacă îl pui doar pe sacou și în partea de jos combini cu ceva, nu știu, cu un pantalon neutru, bej sau alb... Mi se pare că trebuie să ai o super personalitate să fie o culoare tare. Mi se pare că un fel de ipoteza. Asta voiam să știu. Da. Nu știu, poate că la bărbați, ca să arate un pic de seriozitate și de... Să pară o personalitate puternică și masculinitate, cred că ar fi totuși de evitat culorile foarte puternice, pentru că duc într-o zonă de asta foarte copilăroasă și niciunui bărbat, niciunei femei nu-i place un bărbat pueril, nu? Depinde, dacă vrei să fii mămica lui, poate să-ți crești. Știi ce mă mai deranjează pe mine și vreau să-mi spuneți dacă sunteți de acord sau nu, printurile la bărbați, unele nu sunt reușite, spre exemplu, carourile acelea mari pe costume. Hai să zicem, aici mai avem o latură unde putem fugi, dar pe mine mă deranjează foarte mult printurile acelea romanțate pe sacourile bărbaților, pe tricourile. În stil baroc, așa, cu tot felul de... Adică nu vă place Versace? Păi parcă vă zic că vă place Cătălin Botezatu. Dar dacă studiez colecția, hai să vezi că au lucruri foarte clasice și foarte frumoase în care mai pot adăuga un touch de... Nu din cap până în picioare, cum face Dorian Popa, spre exemplu. La el m-am gândit. Da, eu m-am gândit la Cătălin Botezatu, dar... Cătălin știe să dozeze printurile. Carourile astea cumva îmbătrânesc. Asta e, de fapt, problema carourilor. Și sunt de evitat, dar sunt și printuri în carou foarte cu pătrățele mai mici, pe care le poți pune pe un costum, poate nu dintr-o sesătură, în stofa aia standard. Să fie ceva cu o combinație. Am observat că vine în trend înapoi, sunt carourile acelea pe care eu mi le aduc aminte de când eram mică, negru cu alb, exact pe stofa de care zice Ana. Și mi se pare că... Dar mai mult la femei, mai puțin la femei. Bărbați. Da. V-am fiert un pic, ca să vi-l aduc pe Marius Pancu. Parcă am hotărât că da. Că da. Da, nu, ce să zic. Și s-a făcut liniște. Ați văzut ce bărbăreți erau cu carourile, cu printurile? Carourile, mai, uite... Uite, vezi? Uite, mie nu-mi plac încălțările, nici nu-mi place mie. Culoarea. Nici place mie, de-aia am și ales ținuta, chiar dacă ne place. Ai vrut să-l găsești într-o ipostază în care să spune că nu ne place. Am vrut să găsesc și eu un punct nevralgic acolo, la una dintre ținute, pentru că de fiecare dată s-a prezentat impecabil și am zis, mă, o dată, într-o zi, lui prinde, eu scăpa și lui ceva. Da. Mie nu-mi plac pantofii, recunosc. Eu sunt de părere că pantofii, dacă ar fi fost într-o culoare mai deschisă, chiar dacă sunt loafers și nu ne plac, că știm că acest lucru nu ne plac, ar fi mers mult mai bine. Și nu loafers la un costum atât de elegant. Da. Ne pare rău, Marius. Deci,
să încercăm să tăiem poza de la, de la pantofi și în sus. În sus e ok, perfect, nu? Da. Ne place și costumul și cravata și cum, și cum arată și cum îi vine. Fittingul este atât de important la costum la un bărbat, încât poți să fii tu impecabil pe culori și pe cum le asortezi. Dacă fittingul este un dezastru, la revedere. Se vede și se simte. Deci ne place, Marius. Da. Minuț pantofii. Da. Să-i dea jos. O mai avem și pe Ramona Olaru. Ea este ultima noastră invitată de azi la Insta Fashion. Nu știm. E un pic nehotărâtă, Ramona, cred. Pe de o parte așteaptă ploaia cu băscuța în cap. Da, bocancii. Nu am înțeles. Băscuțele astea, într-adevăr, toată lumea le poartă. Toată lumea, sunt inclusiv la plajă. Trend. Sunt în trend. Toți designerii le fac. Ești foarte drăguță cu o băscuță. Deci, eu? Doamne, da. Nu. Nu? Nu? Cer să mă las, nu. Da. Mie nu-mi plac nici bocancii, deși eu nu sunt o fană bocancii, Oana este. Da. Mie, da, uite, nu-mi place nici rochia, nu-mi place nici basca, nu-mi plac nici ochelari în combinație cu bocancii. Lucru care îmi place în această poză este atitudinea. Da, atitudinea, da. Ramona, atitudinea, da. Asta. Dar în rest, în asentimentul Anei sunt și eu. Mi se pare că a picat un pic dulapul pe ea, n-a știut ce să lase și au rămas aceste... Nici nu pot să le zic, da. A încercat ea, cred că, să-și combine sutienul de pe dedesubt, fiind tot verde cu... Dar scuța. Nu. Nu, nu. Nu. Nu, ok. Hai să dăm un 10. Dăm 10 la băieți pentru Marius sau pentru Răzvan Simion? A, Marius. Răzvan. Marius. Aoleu, o să deliberez. Eu sunt subiectivă, asta e... Nu știu, nu vreau să vă supăr. Hai să le dăm 10 amândurora. Auzi, mie se vedeau pantofilul Răzvan. Poate a dat greșel cu ce era încălzat. Păi da, dar atunci sunt la egalitate. Nu, da. Pentru că este mult mai elegant Marius. Nu, Marius. Marius. S-a impus leoaica în această dimineață. Și la fete bănuiesc că Adelina Pestrițu sau Dana Săvuică. Nu, Adelina Pestrițu. Adelina Pestrițu. Gata, aici am căzut de acord. Da. Avem 2 note de 10 în această dimineață. Mulțumesc tare mult fetelor pentru informații și pentru sfaturi. Și vă aștept cu drag să reveniți mai des când vreți. Mai des, da. Cu drag. Așa facem. Dragilor, noi vă oferim sfaturi de fiecare dată și sperăm că le includeți acolo în lista voastră și că le luați cu voi la cumpărături, că atunci e cel mai important. Și bineînțeles că după o scurtă pauză de publicitate ne întoarcem cu noi și noi informații. We'll be right back.